Da, bună ziua, vă spun și eu. Vreau să vă spun că, în primul rând, în calitate de lider al consilierilor PNL, vă transmit că încă de la începutul mandatului am fost atent și am încercat să înțeleg cât mai bine proiectele cu care primăria a venit în fața noastră ca să le votăm. Iar am urmărit în special partea de dezvoltare a orașului și transparența cu care se cheltuie banul public. Un lucru pe care îl pun foarte clar și am mai spus ori de câte ori am avut ocazia, este acela că niciodată nu ne-am opus dezvoltării orașului și am votat toate proiectele ce au ținut de această dezvoltare. Ba mai mult, am venit și cu propuneri, soluții și îmbunătățiri la aceste proiecte și unele din ele, să știți că chiar au fost puse în practică. Dar așa cum v-a spus și colegul meu, am observat în ultimii ani câteva aspecte referitoare la buget, iar anul ăsta chiar am reușit să ne facem o analiză clară asupra anumitor lucruri pe care dorim să vi le spunem astăzi. Până la urmă, asta este și scopul acestei conferințe. Și acum o să vă fac și eu o scurtă prezentare pe partea de dezvoltare, pe execuția părții de dezvoltare. Și aici vin și vă spun și că eu am cu doar 31,7%. După aia vine 2023 cu doar 32,3%. Putem deduce de aici că bugetul nu a fost unul bine proiectat, cu intenție sau fără intenție. Și pot să vă spun că am atras semnalele astea și anul trecut la început de buget, când de exemplu, din bugetul de dezvoltare de 200 și ceva de milioane cu care primăria s-a lăudat în luna ianuarie că îl va investi în Zalău, am pus o întrebare și am zis, uite, de aici văd că un procent foarte mare, de aproape 50%, sunt proiectele din PNRR. Credeți că vom reuși să le implementăm anul acesta, având în vedere că nu avem documentațiile tehnice? Păi că da, că se poate și uite, o să le facem, că altfel de ce le-am fi pus. Și coincidență sau nu, dacă ne uităm pe bugetul anului trecut, a fost prima dată când bugetul de dezvoltare, pe foaie, să ne înțelegem, a fost mai mare decât bugetul de funcționare, a fost mai mic decât cel de dezvoltare. Anul ăsta vedem la fel același lucru, bugetul de dezvoltare mai mare decât cel de funcționare. Dacă ne raportăm la anul trecut, când ei sau primăria a ieșit cu un comunicat și practic au venit cu laude că dezvoltă Zalău cu 204 milioane lei, n-au venit în același timp, în luna ianuarie, de exemplu, anul acesta, să ne spună, ei, uite, n-am investit numai 66% dintre ele. Anul acesta, din nou, văd că deja au ieșit în presă și au spus că vom dezvolta Zalău cu 40 de milioane de euro. O să vedem și eu chiar sper că această execuție să se realizeze, deci nu, repet, nu ne opunem dezvoltării sau să se înțeleagă greșit. Doar că vrem un buget realist, un buget bazat pe ceea ce se poate realiza și încă un lucru care vreau să atrag atenția și am atras atenția și în comisia noastră care a avut loc pentru dezbaterea bugetului, este că dacă ne uităm pe graficul bugetului de funcționare, care vedem că crește de la an la an, vorbim 2021, 130 de milioane, după aia 160, 189 de milioane anul trecut, acum vin și ne propun un buget de funcționare de 180 de milioane, lucru care nu mi se pare fezabil în condițiile în care nu se prevede nicio ieftinire a prețurilor, nu se, dimpotrivă, cred că anumite scumpiri vor continua. Iar nu văd cum un buget de funcționare poate să fie mai mic decât cel de anul trecut, în condițiile în care, dacă ne uităm pe creșteri salariale, ele cresc, dacă ne uităm pe creșteri materiale, ele cresc, dar în schimb vedem că scade întreținerea zonelor verzi, scade cheltuielile pentru salubritate substanțial. De aici deducem că nu este un buget realist. Nu mai vorbesc de clubul sportiv, care, deși în buget se cer 11 milioane pentru funcționarea și pentru, mă rog,
acoperirea tuturor cheltuielilor, vedem că venim cu un buget doar de 6 milioane, adică aproape jumătate, de fapt, din cât eu sunt convins că la rectificare o să ajungem. Așadar, analizând toate aceste aspecte, am tras concluzia că nu este un buget realist. Cum a spus și colegul meu, anul trecut și acum 2 ani am votat bugetul, am fost de bună credință și arătând frumos pe foaie, chiar am crezut că se pot realiza anumite aspecte, deși pe parcursul anului am tot atras atenția că, uite, aici ar fi o problemă dincolo și așa mai departe. Au tot venit cu anumite explicații, dar se pare că cifrele denotă realitatea și pe baza cifrelor vorbim astăzi și nu alte aspecte. De exemplu, pe bugetul de anul ăsta am observat la Transurbis o neconcordanță, să-i spun așa. De exemplu, execuția pe anul trecut la bugetul Transurbisului, am observat că subvenția de la primărie este mai mare decât cheltuielile acestei societăți. Adică, cum putem să cerem bani de la primărie mai mulți decât am cheltuit? O să cer clarificări mâine în ședință, o să vedem ce o să ne spună. Și mai sunt și anumite aspecte care aș putea să vorbesc mult, că sunt aici zeci de pagini și încercăm să le analizăm cât mai bine pe fiecare dintre ele. Dar asta este concluzia, este un buget nerealist care anul acesta o să pune mult mai multe întrebări și o să încercăm să îl expunem și toată lumea să vadă în fapt ce se va vota și cum se va vota.